Hello, hello! Astăzi am primit prima comandă din catalogul numărul 14. Bineînțeles că am primit catalogul numărul 15. De fapt, am primit mai multe, că știți că eu dau mai multe. Avem și flyer la 15. Se primește flyerul împreună cu catalogul. Avem și noile programe, noul program Frumusețe Plus pentru catalogul 15. Avem un nou program de loialitate mare. Dacă sunteți consultanți, probabil știți, dacă nu aflați acum, am avut și în ultimele 3 campanii, pe lângă cadourile din Frumusețe Plus, mai avem un program de loialitate pentru cei mai hărnicuți așa, și eu tocmai mai am primit primul cadou, mai am de primit din acest program, și anume un aparat de făcut vafe de la Berlinger House. Haideți, asta e doar cutia. Haideți să vă arăt și aparatul. Acesta e destul de mare. Mă gândeam că e mai mic. Nici nu mi-am dat seama din poze cum e. Am aparatul. Acum trebuie să caut rețete. Apropo, dacă știți o rețetă bună de vafe, vă rog, lăsați-mi în comentariu că abia aștept să-l probez. Dacă nu știți voi, caut la Jamila. Dar aștept ceva atestat de voi dacă aveți. Ce am mai primit tot așa, ca și cadou din programul Frumusețe Plus, v-am spus că se suprapun și le primim pe ambele. Am primit parfumul Amber Elixir Mystery cu doar 14,99 și mult așteptatele mostre. Dacă ați urmărit video-ul meu cu prezentarea catalogului următor, cred că ați auzit că vă spuneam de noile parfumuri signaturi pentru ea și pentru el și că le aștept cu nerăbdare pentru că au ca și ingredient piperul roz, așa cum avea parfumul Paradise. Acum vestea proastă e că Signatur nu e Paradise, l-am testat, cum am primit mostrele, le-am și încercat, nu e. Vestea bună e că e un parfum fain, e altceva. Aici m-am dat cu cel de femei și a schimbat mirosul de vreo 3 ori. De câte ori m-am dat, mirosea cu totul altfel. Mie mi se pare că miroase așa natural, floral, plăcut. E un parfum liniștitor, dar puternic. Cred că acum se simte mai mult levănțica, dar s-au simțit și alte buchete florale pe care n-am știut să le identific. Hai să-l mai miros și pe cel de domn. Ăsta e fresh. De la început a fost fresh, încă e fresh. E proaspăt, îți dă senzația de răcorire. Așa, sunt parfumuri plăcute, se vede că sunt parfumuri bune. Acum vedeți și voi. Eu sunt puțin dezamăgită că speram să miroase ca și Paradise-ul, dar nu. Așa că vedem, rămân cu divinul meu exclusiv. Hai să vă arăt ce am mai comandat. În catalogul actual avem ofertă la Possess the Secret, care la mine personal și în echipă, așa din câte am văzut, e cel mai bine vândut parfum de bărbați, pentru că e la un preț accesibil și e foarte, foarte bun. Persistă de dimineața până seara, e fresh, acum e la 69,99. Nu le iau într-o ordine anume, cum le-am găsit, tot un preț foarte bun. Avem la cremele Eclat, sunt la 14,99, cu condiția să avem comandă de produse de la anumite pagini, unde sunt produsele de îngrijire a tenului. Și eu chiar am avut de pe acolo, de la aceeași client, a vrut 3 batoane din acestea tea tree cu arbore de ceai purificatoare. Pentru cine nu știe, nu vă îngrijorați, e același baton minunat pe care l-am avut dintotdeauna, doar că nu mai are partea aceea maro corectoare, are doar partea verde purificatoare. Deci mai multă purificare. Așa. Ce am mai luat? Tot la parfumuri era ofertă de 48 de ore. Dacă dădeai comandă în primele 48 de ore de cel puțin 400 de lei, luai Mr. Giordani Aqua cu 40 de lei. N-aveam cum să ratez această ofertă. Îmi ies la aici numai parfumele. A apărut noul fond de ten, Pure Euphoria. E fondul de ten care face pielea să se simtă euforică, așa, din punct de vedere științific. Și chiar am o comandă. Eu mi-am comandat și mostre din catalogul trecut. Le am pe aici, pe undeva, că tot am mai oferit din ele. Le-am testat și am o primă comandă la un astfel de fond de ten. Este nuanța bej. Cam ăsta e bejul. Așa. Și dacă vă comandați un fond de ten, puteți să vă luați și parfumul ediție de poșetă Giordani Esența cu 15,99.
aranjate și parfumate. Numai oferte avem, super oferte, volare pentru cine a avut comandă în catalogul trecut de cel puțin 100 de lei, poate să ia un volare la 40 de lei, 39,99. Dacă ați avut 200, două parfumuri și așa mai departe. Eu am avut mai mult, dar mi-am luat două pentru început, că mai avem timp, abia a început catalogul. Pe astea le-am și comandă, după aceea mai vedem. Și mega oferta catalogului, parfumul Amber Elixir. Îmi place de la Oriflame că pun ofertele așa după sezon. Acum a început sezonul rece cu vremea asta așa mai urâtă și simțim nevoia unui parfum mai cald care să ne încălzească, să ne bine dispună. Și mie mi se pare perfect Amber Elixir pentru toamnă, nu doar datorită culorii, ci și modului în care miroase și v-am zis, parcă te face să te simți mai bine, te încălzește, sufletește măcar. Hai să mai trecem și la restul accesoriilor, la gama Eleo, pe care eu o iubesc, a apărut o perie aurie. Hai să desfacem, una e a mea, una e a unei cliente. Hai să o desfacem pe a mea. Nu reușesc. Ei, haideți că vă arată așa și nu mai pierdem timpul. E puțin curbată să ia forma capului. Să nu vă țin prea mult. Ah, ce vreau să vă arăt? Noul rimel e comandă, noul mascara de la Giordani, e cel Angel Cares, se numește, are periuța ca niște aripi de înger, cel puțin cam așa arăta în catalog, dar nu-i nimic, îl desfacem noi acum. Hai că am furat de la beauty trainerul nostru, de la Andrada Cerne, acum să țin periuța, să o vedeți mai bine, ca influențărițele așa. Așa, hai să vedem dacă mi iese treaba. Deci așa e, da, din față, așa e din profil. Și se pare că dă un efect minunat de alungire. Abia aștept să văd ce îmi spune clienta despre ea. Am o clientă care e fană mascara Giordani și de câte ori apare una, trebuie să-și o ia și să o testeze. Micuțe, dar importante, cutiuțele cu minuni, doar două pentru început, dar deja mai am comandă de 10 de la aceeași persoană, ca să vă dați seama cam cât de iubite sunt și noi le avem peste tot. Toată lumea are și copii și noi și prin bucătărie avem câte una. O puteți folosi la orice, la zgârieturi, la zone uscate. Mie cel puțin cum vine toamna încep să mi se usuce mâinile. Și cu cutiuța e perfect. Mă dau eu și cu cremă de mâini, dar cutiuța parcă face minuni, cum îi spune și numele. Plus, dacă mai aveți accidente prin bucătărie, cum estimez că o se întâmple când mă apuc de făcut vafe, la orice arsură puteți da cu încredere cu cutiuța cu minuni. Chiar este folosită în spitalele din țările nordice pentru arsurile minore. Nu arsuri grave, nu ne băgăm, arsuri minore, cutiuța ne salvează. Am comandă și de un fard mono, este la 14,99. E un maro, tot culorile toamnei. Așa, e singura nuanță, nu aveți cu ce să o confundați pe pagina respectivă. Ah, și mai am un creion cajal din acesta gros, de la The One. Așa, hai că uitați-mi ce am de făcut, scuzați. Așa, și un balsam de buze 3884, nu mai știu care e nuanța, cum se numește, este la 14,99, vine toamna. Cum ziceam, încep să ni se usuce buzele și acesta cu partea din mijloc hrănitoare și colorantă, așa puțin. Și mai am un Business and Beauty și cam asta e toată comanda mea, prima comandă, deja am mai dat una micuță. Și sper să mai am timp să consider eu că sunt lucruri interesante și să mai fac un video. Vă pup! O zi frumoasă și mult succes tuturor!